Stimați telespectatori, bună seara și bine v-am găsit! O nouă ediție Wonder Talks, o ediție foarte, foarte frumoasă, cu mulți invitați, invitați și în platou, invitați și de departe, și din Olt, dar și din Nord, departe, departe, din Satul Mare și din Maramureș. Le și salut deja pe doamnele din depărtare, pe Cristina Berinde, profesoară, și Loredana Hunyadi Ofrim, tot profesoară. Mă bucur foarte mult că vă avem aici aproape de noi, deși sunteți la niște sute de kilometri distanță. Bună seara, bună seara, doamnelor! Bună seara, Lavinia! Bună seara! Mulțumim de invitație! Salutăm toți telespectatorii! Cu mare drag, atât Cristina cât și Loredana coordonează grupuri de elevi la Wonderfest, coordonează grupuri de elevi din juriul Wonderfest, iar jos pe ecranul ăsta de lângă mine, dar în josul țării, mergem la Slatina în legătură cu Ada Șugubețu sau Alexandra. Ada este cea care coordonează partea de tehnică la tot ce am reușit să facem în această perioadă cu juriul elevilor. Îți mulțumesc încă o dată, Ada, pentru tot ceea ce faci. Ada intră, îi organizează, îi adună în grupuri mai mari, mai mici, să stăm de vorbă, să comentăm, să analizăm ce se întâmplă. Cum merge, Ada, cu organizarea? Știu că de seară veți juriza, da? În seara asta jurizați. Bună seara, Ada! În seara aceasta va fi jurizarea și ne vom întâlni cu toți cei 176 de participanți pe Zoom. Bravo! E totul pregătit, da? Da. Mulțumim, mulțumim frumos. Merg în platou să vă prezint invitații. Jurnalista Ioana Mandache, bună. Mulțumesc frumos că a venit la Wonder Talks. Cu mare drag la tine, da, tot timpul. Și Ovidiu Șvat, actor la Teatrul Excelsior și bună lector seara. La Wonderfest, are un workshop foarte, foarte frumos. Ce workshop ai? Un workshop cu jucării, sunt, da? Tu faci jucării, da. Ne înveți să facem jucării. Jucării și jocurile de odinioară, din copilărie. La care noi apelam de fiecare dată să scăpăm de o zi care ne părea mai grea. Recunosc că m-am întors la acest workshop pentru că am văzut că fiul meu, care în ultimul timp este o mare inspirație pentru mine, este mult mai încântat de jucăriile pe care le face el decât cele cumpărate. Și atunci am ales să ne întoarcem la acele jocuri de odinioară. A fost atât de încântat de felul în care am făcut praștia și mai ales că după ce eu mi-am terminat mie praștia, pentru că ea mea nu o dau nimănui, l-am lăsat să-și facă și el una. Și era atât de încântat și atât de implicat și am zis că este un workshop bun pentru toți copiii, să reușim să ieșim din casă, să scăpăm de televizoarele astea, de ecranele astea, mai mari sau mai mici, și să punem mintea și mâinile la lucru. Așa cum făceam noi odinioară, dacă ți-aduce aminte, Claudiu, cred că și tu făceai același lucru. Da, numai... și acum, ascultându-te, bună seara... Claudiu Popa, să-l prezinți, stai, Claudiu Popa, jurnalistul Claudiu Popa, îi mulțumesc frumos că e seara asta aici, are un workshop de fotografie la Wonderfest. Mult mai puțin constat acum, mult mai puțin interesant decât workshopul lui Ovidiu, în care, iată, copiii construiesc arme. O, nu, nici așa. E mult spus, arme. Da. O pușcă cu cornete. Eu îi spuneam așa, pentru că în alte părți se spunea puțin diferit. Adică, știu, mai era numit și țeavă cu cornete. Țeavă, la noi țeavă, și... anii 90. Tubermen, foarte mulți îi spuneau Tubermen. Nu știu de unde la noi a ajuns tubermenul ăsta, că până la urmă eu ți-am avut cornete. Ar fi o bucurie imensă la un moment dat, uite, o spun în direct, să fiu martorul unor secunde în calitate de fotograf în workshop-ul tău. Cu mare drag și după aia te provoc să facem un joc de primul pușcă cu cornete. Nu, aici nu e pe primul, e cine are mai multe cornete și mai sănătoase, mai rezistente. Corect. Pentru că întotdeauna, cel mai important, dincolo de pușca în sine, care trebuia să fie foarte complicată, uh-huh. Și țin minte că aveam prieteni care le făceau atât de complicate încât puteau să tragă consecutiv 6 gloanțe, ceea ce este extraordinar. Eu am ajuns până la 3 și am pus 2 țevi decalate și 2 într-o parte, una într-o parte, și așa puteam să le frec să trag cu 3 gloanțe. Dar s-a ajuns să tragi cu 6. Iartă-mă, un pic de dexteritate îți trebuie și în, folosesc un termen poate nu cel mai prietenos pentru copii, în manipularea hârtiei.
Da. Se găsește exact forma aceea de con. Mi-aduc aminte că mă chinuiam minute bune până scoteam unul. Și nu știa da, că știi mai că noi trăgeam nu doar cu cornete din hârtie, ci și cu biluțe din kit. Cu pușca, cu cornete sau? Cu cornete, cu cornete nu. Da. Efectiv suflam cu cornete. Sau cu struguri. Cu tubul acela de Berman, sau cum îi zice, da? Da, cornete care suflai. Nu, de la blocuri, că lângă noi se construia în cartier de blocuri. Ah, ok. Tub de PVC, presupun. Da, luam tuburi și trăgeam cu biluțe din kit. Mamă, cât de bine se lipeau unde voiam noi. Mai am o armă, ca să-i spunem așa, ce a făcută din balon și tub de medicamente. Nu știu dacă ați făcut vreodată. Nu. E atât de simplu și atât de genială. Luai un tub de medicamente, pur și simplu scăpai de fundul tubului și puneai balonul în jurul tubului. Băgai o zarzără înăuntru, întindeai și pur și simplu se transforma într-o amă. Da. Care era mult mai periculoasă decât... Și așa l-am pe cel mic al tău? Da. Îl învăț absolut tot ce știu. Bine ați venit așadar, domnilor și domnilor. Nu mi-am imaginat. Hai să mergem puțin și la Satul Mare. Loredana, vreau să-mi spui puțin cum a decurs organizarea pentru Wonderfest în perioada asta la voi. Dacă o scurtă precizare, eu sunt din Maramureș. A, tu ești Maramureșul, iartă-mă. Cristina e din Medieșul Aurit. Exact, Maramureșul suntem. Da, eu sunt Moroșarpene. Așa, iartă-mă. Așa. Iartă-mă. Așa, nu se supără Cristina pe noi. Da. Originea noastră de Moroșani. Așa. Copiii au fost foarte încântați și foarte bucuroși de altfel să facă parte dintr-un juriu la un festival așa de important. Și mie îmi place să văd întotdeauna partea plină a paharului și lucrurile pozitive. Și consider faptul că se desfășoară în online acest festival, consider un lucru pozitiv pentru noi. Ne-a dat posibilitatea, uite, să ne întâlnim. Reușim să ajungem departe până la București, să putem să facem parte dintr-un juriu așa de important. Copiii sunt foarte încântați și abia așteaptă seara asta să jurizeze. Să jurizeze, da, au văzut filmele, nu? Am văzut că i-ai chemat în birou la tine astăzi. Da, azi am avut o întâlnire. Am văzut când ai scris pe grup, vă aștept la mine în birou. Da, ne-am întâlnit azi și am stat un pic și am discutat, ne-am simțit bine împreună și am mai împărtășit din idei legate de acest festival. Ce frumos! Și le-a zis, ce ți-au zis? Ți-au zis că le-a plăcut? Da, le-a plăcut, sunt încântați, eu abia așteaptă, după cum vă spuneam, să jurizeze. Și au văzut toate filmele, deci suntem la zi cu tot, da? Exact, da. Perfect. Mă duc și la Cristina Berinde, de data asta mă duc la Satul Mare, la Medieșul Aurit. Cum stau lucrurile acolo? Cum? Vă așteptăm și fizic. Venim și fizic. Deocamdată venim așa pe calea internetului. Cum merg lucrurile acolo? Cum ați primit participarea la festival? Cu brațele deschise. Noi suntem pentru prima dată în cadrul acestui festival pe care nici acum încă nu realizăm cât este de mare, cât este de frumos, cât este de important. Deci copiii sunt încă într-o stare de euforie. Ei spun wow după fiecare propoziție. Sunt încântați de filmulețele pe care le-au văzut. Mă întreabă când va fi următoarea ediție și încă nici nu s-a terminat aceasta. Au răspuns prompt atât la partea de snapshot cât și la jurizare. Sigur, mi-au trimis copiii și întrebări pentru Igor Bergler, cu care o să stăm de vorbă în a doua parte a emisiunii. Sigur, au fost extraordinar de activi, am văzut. Felicitări! Da, foarte implicați și vă mulțumim. Cu mare și drag. Ne bucurăm de această colaborare minunată și o mare oportunitate pentru elevii noștri, chiar o mare oportunitate.
Mulțumim frumos. Revin acum în platou. Claudiu, workshop-ul tău, să știi că a avut un mare impact, workshop-ul tău de fotografie. Așa? De unde? Da, da, da. Chiar ieri mi-au spus elevii, chiar ieri aici în emisiune mi-au vorbit despre workshop-ul tău. De unde pasiunea asta, nu doar pentru a face poze, ci pentru a învăța pe alții să facă poze? Nu mă pricep să dau lecții. Așa, da. Dar mi-ar plăcea să pot să dau mai departe. Ceea ce ai învățat? Ca regulă generală în viață. Nu că nu mă pricep, nu-mi place de fapt să dau lecții. Ascultându-l la început pe Ovidiu, cu cele două realități, jucării cumpărate, jucării pe care și le construiește piticul lui, vă mărturisesc mâna pe inimă. După fiecare am înregistrat trei clipuri. După fiecare am avut măcar câteva secunde sentimentul, eu cred că le spun copiilor ceea ce deja știu și nu de ieri, de azi, de mult. Dacă ne referim la generațiile astea, nu știu, generația Z, Y, nu știu care e acum. Realmente aveam senzația că știu deja și cu telefonul mobil, și cu orice fel de obiectiv, și cu... Uite, eu am început cu acest hobby când? Acum 5 ani. Da. Mă mai pot numi copil? Acum 5 ani? Nu știu. Dar ei își bagă nasul în sensul frumos al cuvântului de atât de devreme. Și expunerea lor la informație este atât de... se întâmplă atât de repede încât... Da, a fost o bucurie, dar repet, ca să conchid așa în cerc, am avut senzația că le spun lucruri pe care sigur le știu. Dacă aveam în față 3, 4, 5 copii de, nu știu, 7, 8, 10 ani, sigur jumătate din ei căscau în timp ce le spuneam. Și uite, dacă întorci telefonul, ai o altă perspectivă, poți să fotografiezi de jos, obții un alt rezultat mai bun. Been there, done that, cum ar zice francezul. Probabil că îi făceam asta de mult sau da. Știu, am un băiețel de 7 ani. Și uneori mulțumesc la fel tuturor. Și uneori, da, am senzația asta că știe deja. Cum e întoarcerea la copilărie? Și tu ai un nepoțel senzațional. Da, păi este extraordinar. Trăiesc copilăria așa, prin el. Adică învăț Lego și îmi spune, gata, nu știi să le faci. Îți place să faci Lego? Dar am învățat să fac Lego, puzzle. Îmi spune, tu nu știi să faci, ești băbăloaică, nu știi cât arăt. Și mi-arată, deci de multe ori, 5 minute, 10 minute, jumătate de oră face cele mai... Da, te întorci în copilărie, este fascinant să... Trăiești printr-un copil? Te surprinzi pe tine, da, jucându-te? Da, mă surprind jucându-te și jucându-mă și îmi place. Fac tot felul de nebunii, ne ascundem, tot felul de tâmpenii din astea. Ce ai să faci niște tâmpenii, vrei? Zic, vreau. Ce drăguț. Da, voi ce vă jucați? Tu cu băiețelul tău. Noi foarte mult. Cine doarme primul? Jocul preferat al taților. No. Cine doarme primul? Chiar? No, nici n-am știut n-am asta. Șanse, adică noi ne jucăm foarte mult povești. Eu, îi poate spui și prin povești? Povești, el este regizorul și personajul principal pozitiv întotdeauna. Aha. Nu știu de ce, nu mi-l dă și mie niciodată. Și eu sunt personajul negativ. De fiecare dată, poate și prin natura meseriei, m-am dus într-acolo și știe, îi vorbesc de la teatru, uite, azi am repetat aia, am făcut aia, vede foarte multe spectacole, cred că a văzut spectacole din teatru Excelsior, fiecare dintre ele a văzut de vreo 5 ori. Adică, ce frumos! Da, și mă întreabă de fiecare parte. Îți place de tine în spectacole? Da, sau e da, cel mai sunt... mare critic al tău? Nu, e fanul sunt... tău numărul 1? Da, sunt idolul lui. Asta doar la el. It's mini-mi, știi? Da, e foarte concentrat pe ceea ce fac și întotdeauna mă urmărește cu atenție și mă întreabă detalii din da, culise. Da, când te vede reclame la televizor, ce zice? Nu, e mult mai îndrăgostit de apropierea asta fizică, îi place mult mai mult. Da, țin minte, am ținut un workshop de teatru la Târgoviște și l-am întrebat, vrei să vii cu mine să vezi cum mă joc cu alți copii? Și a spus, și la finalul workshop-ului va trebui să facem o piesă. Într-un timp foarte scurt, pe ideea de teatru fulger, în care ne întâlnim câteva ore și la final avem un produs, i-am spus, vrei să intri în joc și să faci parte dintre cei cu care lucrez? Și a zis, da, dacă îmi dai rolul principal. Tata, ai 6 ani, te rog frumos, nu puteți să începe cu așa ceva, dar încă de la 6 ani. Și am aranjat frumos și am început să ne prezentăm. Și am zis, salut, eu sunt Ovidiu, te rog, spune-mi numele tău întreg, pentru că așa rețin și ceilalți copii numele și ne este mult mai ușor. Și am ajuns în dreptul lui și am zis, salut, eu sunt Ovidiu Ujvat, pe tine te cheamă? Și a zis,
Filip? Și apoi, după ce am terminat și ne întorceam spre casă, mă întreabă, dar de ce m-ai întrebat cum mă cheamă? Ce, n-ai vrut să știe ceilalți copii că sunt băiatul tău? Și zic, nu. Ce drăguț! Deși spusese adevărul, nu, tata, nu, așa se face. Da, tocmai nu voiam să-i dau un avantaj pentru că este fiul meu. Da. Aș fi vrut să văd care dintre ei se potrivește mai bine și da. Pe roluri și poate așa mai departe. Poate actorie, poate are... Sigur, nu-și va dori să intre cu soția în lumea asta. Nu, are, nu are, trebuie e din altă zonă. Ce? Soția. Soția nu, dar fiul nu va vrea? Nu știu. Nu știu, este... Nu-l forțez cu absolut nimic. De exemplu, reclamele. Toată lumea mă întreabă. Joacă toate piesele, toate spectacolele, dar nu. Vine din partea lui. Eu am foarte multe reclame făcute și toată lumea mă întreabă de ce nu ții și băiatul să-l duci la reclame. Și a spus, oricum este o lume grea. E greu pentru un copil să lucrezi. Și atunci, dacă el își dorește și face pasul ăsta natural, am să-l sprijin. Din toată inima. Dar dacă nu, n-am să-l forțez. Este o lume frumoasă, într-adevăr, și grea pe de altă parte. Dar să ai vedem. Ai avut, Ovidiu, inspirație în familie, în actorie? Înaintașii tăi sau rude apropiate? Nu. Okay. Nu. Cred că așa s-a întâmplat. Deci ar fi o noutate că fiul tău are. Și pe linie directă. Vezi, dacă tu, eu am crescut cu încă trei frați. Suntem patru băieți de la distanță de 2 ani. La noi, în fiecare zi erau piese de teatru și mama era regizorul sau... a fost antrenarea asta între noi ca băieți. Să facem povești întotdeauna, să găsim lucruri noi, să inventăm jocuri. Și asta îmi place foarte mult la Filip. Și văd că... oarecum, mie îmi place foarte mult să creez lucruri. Uh-huh. Eu nu mă definesc doar ca actor, ci ca artist. Că îmi place să scriu piese de teatru, îmi place să regizez, îmi place să joc extraordinar de mult, dar cel mai mult îmi place să gust câte puțin din fiecare lucru. Și cred că aici este secretul. Și asta încerc să-i dau și lui Filip, să vadă cum este să încerce din absolut orice ca să-și găsească singur calea. E timp, are... La tine cu Idris cum e? Nu știu dacă vrea să devină jurnalist / fotograf. Nu, dar vă jucați. Absolut. Ce vă jucați? Știu că la un moment dat vă jucați un joc, îi puneai lui jucării pe cap, ele cădeau și râdea. A, bine, asta sunt. Asta era de mult. Nu, suntem și noi la construcții de toate felurile, dar mă gândeam în timp ce vorbea Ioana, că de fapt prima experiență a oricui cu Lego nu e de construcție, e de când ai călcat prima oară pe o piesă Lego, dacă știți la ce mă refer. Da, e cu lacrimi. Știi că s-au inventat papucii pentru... Da, corect. Chiar? Da, special pentru piesele de Lego. În caz că noaptea trebuie să traversezi camera copilului sau ții papucii și ești safe. Nu, la noi acasă jocurile preferate sunt de urmărire. Uite că mi-am adus aminte fix de aseară. Sunt jocuri de urmărire. Indiferent care sunt ipostazele, eu trebuie să-l urmăresc pe el. Și aseară, jocul de aseară care a început în fața blocului până sus la etajul 5, unde ne-am mutat, el cântă. Iepurașul fuge și copoiunul ajunge și eu în spatele lui îl alerg și el ajunge la următorul. Fuge de mănâncă norii să nu-l prinde vânătorii. Și eu și ăsta e jocul, uite așa. Până când rămân fără suflu, mulțumim, noapte bună. Merg și la doamnele profesoare, uite, merg la Loredana. Ce jocuri faceți voi? Ce jocuri de acum care ți-aduc aminte de copilăria ta întâlnești în viața de zi cu zi? I-am ascultat cu drag pe domnii și mi-am adus aminte de jocurile pe care le aveam eu cu băiatul meu. Așa. Băiatul meu este student în anul 4. Wow, deci acum mai puțin cu alergatul prin casă. Da? Așa. Așa și, într-adevăr, și călcatul pe Lego și... confecționatul de jucării, toate au făcut la un moment dat parte din viața noastră. Și eu cred că oricum și copiii, apropo de ce spuneați, cred că de mici își găsesc calea. Băiețelul, mă rog, băiatul meu se juca întotdeauna cu animale și era super pasionat de tot felul ce ținea de natură. Și acum este student la medicină veterinară, deci în continuare pasiunea asta și-a păstrat-o și-o educă. Frumos! Copiilor, în general, le plac jucăriile făcute de ei și le plac activitățile practice și să fie implicați în toate jocurile și jucăriile pe care și le fac.
Acum, bineînțeles că este foarte variată gama de jucării și piața, cu oferta este foarte mare, dar cele confecționate de ei încă au o valoare foarte mare. Eu așa consider. Foarte, și asta foarte, am văzut din foarte, foarte adevărat. Copiii de la școală și cu almă personal. Foarte, foarte adevărat. Mulțumim, Loredana. Merg la Cristina Berinde. Aici cum stau lucrurile cu jocul și cu jucăriile și cu copilăria? Foarte bine. Eu sunt fericită, mămica trei copii. Să străiască, să te bucuri de ei, să crească mari. Medic veterinar. Așa. Mulțumesc. Fetița mea asta își dorește și are doar 7 ani. Mulți înainte. Este și foarte talentată, îi place să picteze, să deseneze și aici chiar pot să adaug legat de ceea ce a zis colega mea, Loredana. Nu au valoare, nu au valoare tablourile făcute de ea și le păstrează. Am ajuns deja la 70 de când a început anul școlar. Ce frumos! Da, foarte încântată. Fiul meu e pasionat de robotică, el e de 10 ani, acolo mulți înainte. E clar. E o pasiune și cred că și o moștenire de familie. Iar cea micuță e joc și veselie. E o fetiță de 3 ani. Vai, să străiască. Toată ziua cântă, dansează, nu putem ține pasul cu energia și ritmul ei. Cum se înțeleg între ei? Copiii tăi cum se înțeleg între ei și cum se joacă? Se înțeleg foarte bine, deși au diferență de 4 ani între fiecare. Da. Este tot la 4 ani câte un copil, dar se înțeleg foarte bine și sunt foarte responsabili. Sunt o mămică fericită din punctul ăsta de vedere. Se joacă și împart jucăriile, își împart între ei dulciurile, își împart între ei activitățile și se ajută foarte mult. Ce frumos! Bravo! Deci, o mămică norocoasă! Nu? Da. Noi am fost două surori, dar cearta a fost la ordinea zilei. Și aici mă simt foarte, foarte norocoasă și fericită pentru că ei se înțeleg. Ce frumos! Luăm o pauză de publicitate și pe urmă revenim la tine, Ada Șugubeță, pentru că vreau să ne vorbești tu despre jocurile tale. Da? Luăm publicitate! Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Stase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. Bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fie aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spunem că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport, pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale.
Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu. Am revenit în direct, stimatele spectatori. Ni s-a alăturat discuției și scriitorul Igor Bergler, invitat special la Wonderfest și la Wonder Talks. Îi spunem bună seara, Igor! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu mare... să fiu alături de în așa o companie excepțională. Cu mare drag. Uite, mergem la Slatina, acum am promis, la Ada Șugubețu. Ada, spune-mi care au fost, că deja ești om mare, ai 18 ani, nu? Care au fost în copilărie jocurile tale preferate? Cel mai mult mi-a plăcut să mă joc cu păpușile. Așa. Aveam o colecție foarte mare de păpuși. De asemenea, mi-a mai plăcut foarte mult să mă joc cu Lego. Cred că foarte mult timp mi-am cumpărat Lego. Chiar și acum mă mai uit pe internet și văd câteva deci, avem până acum noi am spus aici că facem Lego pentru copii. E, avem pe cineva care chiar se joacă. Și ce-ți place la Lego? Că eu nu înțeleg. Ce-ți place la Lego? Mi se pare foarte interesant că ansamblezi singur și apoi vezi, ai un rezultat și poți să spui că e munca ta. Uite, vezi, nu m-am gândit la asta. Eu mă gândesc doar că găsesc multe aruncate și trebuie să le strâng. Da, într-adevăr, e foarte frumos. Pui la oaltă și e munca ta. Le asamblezi și... Foarte frumos. Și acum, nu, spune-mi altceva. Când ai început tu să butonezi așa telefoane, calculatoare și ai devenit un fel de mini-tehnicus pe zona asta online-ului? Că e foarte interesant. Cred că prin clasa a 6-a, 7-a, atunci a început să mă pasioneze. Mi-a plăcut foarte mult, am mai spus, matematica, informatica, fizica și atunci am descoperit mai mult partea aceasta tehnică și de asemenea am mai descoperit că îmi place foarte mult fotografia și la fel, tot așa, să găsesc unghiul perfect pentru o poză, să găsesc luminozitatea perfectă. Ce frumos! Ce frumos! Bravo! Deci de aceea ți-a plăcut și workshopul lui Claudiu, ne-ai zis tu ieri că ți-a plăcut workshopul de fotografie. Așa este. Mulțumim mult de tot, Ada. Igor, merg la tine pentru că am primit de la elevii din juriu o mulțime de întrebări. O să încerc să fac o selecție pentru că sunt foarte multe. O să încerc să fac o selecție din întrebări. O să dacă nu te superi, o să le dau voie și invitațiilor din platou și doamnelor profesoare să-ți adreseze și ei întrebări, pentru că ne-am pregătit pentru discuția de astăzi cu tine. Unii au citit cărțile tale, alții încă nu. Igor, e în legătură cu noi, da? Da, e aici. A, bun. Așa. Nu știam. Nu știam. Uite, am să încep întrebările, pentru că ți-am zis, mi-au scris aseară o mulțime de elevi după ce am lansat provocarea de a intra în legătură cu tine prin intermediul nostru în seara asta. Uite, din București, Ada Radan este elevă la școala Federico García Lorca și zice așa: cum v-ați simțit atunci când ați văzut pentru prima dată o carte de-a dumneavoastră pe raftul librăriilor? Na. Întrebare, nu știu. Vezi? Nu am văzut niciodată pentru prima dată o carte, da. Pentru că au fost foarte multe cărți deodată. Foarte multe cărți, da. Atunci... ca și când m-aș fi simțit când am văzut o singură dată. Spune-mi tu, când Biblia pierdută a ajuns în librărie, cum te-ai simțit? Că ai muncit foarte mult pentru ea. Cum să te simți? Te simți bine așa, te umfli în bene. A, da?
Da, la un moment dat ai senzația că toată lumea e a ta și că poți să faci orice. Da, e o senzație bună așa, să fii peste tot. În toate librăriile, în toate vitrinele, pe toate rafturile, pe primele rânduri, să ai piramide, așa. La Biblia Pierdută, cei de la compania de librării au făcut un fel de concurs intern, cine face cea mai frumoasă vitrină cu Biblia Pierdută. Mă, e un sentiment bun. O vreme, după aia te obișnuiești și nu mai. Treci cu indiferență pe lângă el. Și te-ai obișnuit? Acum te-ai obișnuit? Mai ales dacă nu ești aruncat într-un colț, că așa uitat pe etajeră, atunci nu e așa bine. Primul impact e puternic. Ne urmărește lumea, avem în continuare mesaje. Stai să văd, uite, să iau o întrebare și din țară, ca să nu am doar din București, de la, cred că suntem de la Maramureș, e întrebare din Maramureș, uite. Cum ați reușit să vă faceți atât de plăcut prin arta scrisului, ținând aproape oamenii și făcându-i să vină lângă dumneavoastră prin cărțile pe care le scrieți? Na. Deci cum ai reușit să te faci așa de plăcut prin scris? Alții nu reușesc să te facă plăcuți prin felul lor de a fi. Tu reușești și prin scris să te faci foarte plăcut. Dacă zice domnișoara sau da. Cine e Berta, o fată. Este o domnișoară. O domnișoară. Dacă zice domnișoara că m-am făcut plăcut prin scris, pe mine mă cântă. Asta, da, unora le place, cum știu, multora. Dar nu știu cum îmi ies lucrurile astea. La întrebările astea, să le spun prietenilor mei mai tineri, că e foarte greu să răspund la întrebări din astea. Cum ți-a venit ideea? Cum ai reușit să faci asta? Cum ai reușit să faci? Mai ales când e vorba de lucruri nemăsurabile, ca să spun așa. Păi nu mă cam intimidează să ăsta de întrebări. Știu. Și îi rog să se obișnuiască să pună întrebări concrete, nu cum... Știu. Hai să vedem o întrebare a unui jurnalist, Claudiu Popa, dacă o accepti. O accepti, nu? Da, sunt un vechi admirator de pe vremea când postul de televiziune la care lucra era un post de televiziune, nu ce era. Bună seara, domnule Doriclă! Acum te uiți la Canal 33, nu te mai uiți pe alte posturi. Nu mă mai uit niciunde, că nu mai am unde sunt. Te uiți la noi, la emisiunea mea. La așa. Voi, da, dar în afară de voi. Așa. Claudiu, te rog, exercițiu de imaginație, cu permisiunea dumneavoastră, aveți posibilitatea să vă întoarceți în timp, în copilărie, în primii 10 ani din viață. Ce vârstă vă alegeți și care e primul lucru pe care îl faceți? Primii 10 ani de viață. Dacă m-aș întoarce în primii 10 ani de viață, ar fi foarte bine, pentru că toată lumea ar fi acolo. Asta. Primul lucru ar fi să îmi îmbrățișez toată familia. Asta. Frumos. Asta, cifra practic e puțin importantă. Nu continu. Cifra e puțin importantă. Nu ați alege la 4 ani, la 7 ani, sau Igor la 9 ani, Igor la 10 ani. Eu nu reușeam la vârsta aia să ies din mine, așa că nu știu cum eram. Am și amintiri destul de puține. Știți că amintirile în primii 6-7 ani, în general, sunt construite din ce ți-au povestit alții, așa că nu poți băga mâna în foc ce ți amintești tu de fapt și ce ți s-a povestit recurent și atunci s-a format o imagine despre tine însuți. Așa că nu știu la ce vârstă m-aș întoarce. Poate m-aș întoarce la vârsta de 5 ani să văd încă o dată pentru prima oară Zorro, ca să zic așa, să văd cum m-aș simțit atunci, că avem deja peste 50 de vizionări la filmul copilăriei mele, nu la care taică mă ducea și mă ținea în brațe și îmi țipea. M-aș întoarce probabil să văd pentru prima oară filmul ăla, să dacă aș reuși să ies din mine, să-mi dau seama ce am simțit atunci, ar fi grozav. Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Ce frumos! Ce frumos! Uite, mai am aici câteva întrebări. Ioana Berca întreabă așa: care e motivul pentru care ați început să scrieți cărți?
Dar nu găseam locul nume, răspunsul cinstit ăsta. Mă cam plictiseam cu tot ce făceam și nu am înțeles. E, da, cum ți l-ai găsit? Viața mea, deși nu aveam motive ca să zic așa concrete, financiare sau de altă natură. Pur și simplu, simțeam așa pe un gol care se cască și că am acumulat prea mult ca să nu dau și ceva înapoi. Mi s-a părut că am ceva de spus, de fapt, asta e și forma asta literară e cea mai cumva la îndemână. La ce vârstă ați început să scrieți? Zice Crezi. Maria Guță. Să scriu cu creonul pe hârtie? Nu. Să facă pe o... Nu, vreau să-mi spui dacă tu în școală, erai bun la compunere. Da, eram bun, da. Așa-i? Clar. Eram foarte bun, da, eram cel mai bun. Da. În clasele mici mă trimiteau la tot felul de concursuri. Da? Literare. Știu că am luat și ce premii la clasa a doua, a treia, a patra, la tinere condeie. Ce frumos! Am tot felul de teme care de care, cum a fost la bunici în vacanță, cele tipice vârstei. Da, am fost, da, eram cel mai bun. Bravo! Față de cei din școala mea de cartier, care n-a fost o școală rea, dar n-a fost o școală mare, i-a dat un ministru, cel puțin, pe Dan Funeriu. Ah, da, ați fost colegi? Nu de clasă, da, de școală? De generație chiar. Ah, bun. Și cum era? Și cum era în școală? Elev bun? Nu vorbim acum despre din ăștia, că nu. Hai nu, dar bine, gata. Era bun la chimie, foarte bun era. Da. Bun. Tot timpul deci, cu mâinile negre de la experimentele pe care le făcea, gândeam de el, mi-era frică să nu arunce școala mea. Atât era de pasionat. După aia am făcut doctorat cu un câștigător al primului Nobel, un laureat Nobel în chimie. Uite, frumos. În Japonia, din câte știu. Da. Deci, bun, deci... Asta, deci bun. Acolo la școală, da, asta. Uite, te întreabă Fabian Drăgan, ce faci în timpul liber? La mine tot timpul e timp liber. A, nu da? Am timp. Da, deci fac ce-mi place. Scriu, citesc, mă plim, mă uit la filme, călătoresc, mă uit la fotbal, îmi urmăresc echipa favorită prin lume, dacă se mai califică undeva, la o vreme destul de slabă. Fac ce face toată lumea. Lucrurile obișnuite, nimic ieși din pomul sau de acolo. N-am pasiuni extreme, bungee jumping, sau rafting sau lucruri de zis. Țin destul de mult la integritatea mea fizică, așa că nu mi-a risc. Dar în rest, lucrurile obișnuite. Și la mine tot timpul e liber, cum am zis. Când faci lucrurile pe care le faci cu plăcere, nu simți că n-aș fi timp liber. Sau așa, sau n-am niciodată timp liber, dacă... Adică nu mă plictisesc niciodată. De care din opere, dintre operele dumneavoastră sunteți mai mândru și de ce? Asta... Na, știu că ți-e-ți plac toate, că e și e normal, dar... Da, îmi plac toate. Acum, nu se le cerem unor copii să-și imagineze cum e să ai copii și să trebuiască să alegi dintre ei. Da, știu, că aia zic că mie mi-ai mai răspuns la întrebarea asta. Voi, dacă sunteți mai mult frate, voi iubește mai mult, nu o să vă zic. Pentru că le e greu să decide. Și chiar dacă au o mică preferință pentru unul, dar una mică, cum să zic, diferența e minusculă, tot nu o să spun asta, pentru că nu e în ordine. Deci, n-aș vrea să se supere Biblia pierdută pe testamentul lui Abraham, dacă îi zic. Și nici pe minciuna lui Michelangelo, pe care o am aici în brațe, da? Și editura Litera ne-a dat cărți să împărțim, uite, și cum? Să o țin ca să se vadă, îmi zic colegii din regie, să se vadă. Așa? Editura Litera ne-a dat să putem oferi și invitațiilor cărți și juriului și celor care participă la festival. Oferim cărți de la editura Litera și uite și invitațiilor și doamnelor profesoare o să le trimit cartea ta, Igor, cea mai recentă, Minciuna lui Nici. Să le semnezi ca să le aibă cu dedicație. Ți le dau să le și semnezi. Ați auzit, doamnele profesoare de la Satul Mare și de la Maramureș, că veți primi cărțile cu autograf. Cu autograf de la Igor. Aveți o întrebare pentru Igor? Ia să vedem. O întrebare din Maramureș, de la Loredana Ofin. Da, eu aș vrea să mă întreb cum a spus dumneavoastră ca elev
Și dacă ați avut un profesor care a avut un impact deosebit asupra dumneavoastră? Foarte greu. Eu sunt obișnuit cu emisiuni în care... În care întrebările sunt așa standard. Ei, uite, asta e altceva. Eu am fost ca elev, am fost bun. Am fost un elev bun până la liceu, unde am intrat, am fost să dea examen de admitere și concurența la liceu de elită la care am intrat a fost foarte mare, inclusiv la admitere. Erau vreo 4 pe loc, nu mai știu. Poate exagerez, 2, 3, 4, habar n-am. Oricum, era concurență serioasă și am intrat bine acolo printre primii, dar am fost foarte bun la toate materiile, la, mai puțin la caligrafie. Aia îmi amintesc că cearta pe care mama mea o avea cu învățătoarea și tot scădea nota, adică în loc să am 10 pe linie, atunci nu toată lumea avea 10 pe linie de la clasa întâi, acum nu știu că sunt mai doamne de la primă. Știu. La ciclu primar. Așa că aveam 10 pe linie, mai puțin caligrafia am stricat nota întotdeauna. Și mai mă nu înțelegea de ce trebuie să scriu că în viitor să fie calculatoare și nimeni nu se dea o ceapă de gerat pe chestia asta și uite că... Și așa e. Asta era prin 78-80, nu știu. Când au fost certurile astea groaznice cu învățătoare, erau chestii care deveniseră personale, dar am fost bun ca la toate materiile. Am avut profesori mai buni și mai puțin buni, dar nu pot spune că e un profesor care m-a marcat în profesor. Cristina, că, așa? Eu am intrat la Loga la clasă de matematică fizică, deși evident, cum să zic, înclinarea mea era spre partea umanistă și probabil și de aia nu s-a lipit de mine nimic. Eram bun. Inițial, în timpul Revoluției, când am dat examen, timpul Ceaușescu, am prins Revoluția Armată, deci în 1989 eu am intrat la Politehnică. Așa era trendul și așa trebuia să faci. Dacă voiai să te faci literat pe primul aia, erai pare. Riscai să nu mai ai nici ce să trăiești. Așa că am făcut liceul de matematică fizică și am intrat la facultate. De noroc că s-a terminat și n-am mai apucat să fac mai mult de 3 luni din facultate de politehnică, în care m-ar fi încălunțit pe mine. Deci tu, stai puțin, n-am știut că ai fost student la electrotehnică. Nu la electrotehnică, la politehnică. La politehnică? Da. Foarte interesant. Chiar n-am știut. Uite, aflăm lucruri noi. De fiecare dată. Nu zic, n-am lăsat urme mari pe acolo. Dacă te duci cu un arheolog să îngăți, dacă am lăsat ceva, nu o să lățească nimic, oricât am să faci. Ia să luăm o întrebare și din satul mare, de la Cristina Berinde. Te rugăm, pentru Cristina. Pentru că vă urmăresc, mi-ar plăcea să știu puțin din proiectele viitoare pe care le aveți, din surprizele pe care vi le pregătiți. Urmează, ați văzut, a arătat la mine cartea care e de 3 luni peste tot, care e bestseller acum, bate record după record, așa. Urmează continuarea, partea a doua, minciuna lui Michelangelo II, Profeți și Sibile și... Profeți și Sibile, da? Ok. Profeți și Sibile, asta e minciuna lui Michelangelo... Catedrala în flăcări. Catedrala în flăcări. Tocmai și urmează Profeții Sibile și o vedem. E un proiect, un alt, sunt în proiect mai multe cărți din seria Charles Baker. Următoarea ar trebui să fie Apocalipsa după Charles, dar mai sunt în proiect și cărți care au mai puțină legătură cu seria asta, adică independente, ba, un pic altfel, cărți mai personale, nu atât de axate pe istorie și pe... Asta unul e Perplexitate, un roman neo-noir, mai am un roman care se vine după comunismului și care se cheamă Un ansamblu cam porcos. Sunt fragmente din ele din, la sfârșitul părților anterioare. Cam asta sunt. Nu știu cât o să dureze, cât o să mă țină pe mine rezistența și putința de a scrie, dar cam astea sunt proiectele imediate. Se vede că faceți cu mare pasiune, așa că sigur vor ajunge la bun sfârșit toate. Mulțumesc, le așteptăm. Mulțumesc. Încurajare. Venim în platou, mă duc la Ioana Mandache. Dar pe mine m-a interesat ca jurnalist, dacă aveți la un moment dat, eu știu, o pană din asta de inspirație, să nu aveți chef să scrieți într-o zi, să nu vă iasă. Pentru că se întâmplă și la noi, la jurnaliști, dreptul nu suntem scriitori, să nu ai stare să scrii. Se întâmplă lucrul ăsta. Des? Da, des.
se întâmplă de mai multe ori decât mi se întâmplă să nu fiu un pană de inspirație și să am chef să scriu. Da, nu sunt un scriitor profesionist de punct de vedere, nu scriu zilnic așa cu obstinație și disciplină, ci doar când am chef. Câteodată scriu și câte 30 de pagini într-o zi, după care două săptămâni nu fac nimic, stau și nu de tot. Nimic din punctul ăsta de vedere, stau și mă gândesc. Și toate ideile vin în valuri și se înghesuie și fluier acolo și fac hărmălaie și scandal, iar câteodată e o liniște din asta, cum să zic, ca într-un început de film de Tarkovski, așa, ceață, un câmp din care mai câteodată mai vezi un cal care paște, cam asta e. Da, sigur că mi se întâmplă foarte frecvent. Mulțumesc. Bună seara, eu sunt Ovidiu Ușvan și am și o întrebare. Înainte de a intra în emisie, vorbeam cu un fan al dumneavoastră. Eu recunosc, n-am citit niciuna dintre cărțile dumneavoastră, dar o să încep. Și îmi povestea cu atâta pasiune despre cărțile pe care le-a citit, încât mă întrebam, zic, măi, dar de ce nu se fac și la noi filme, mai ales când vezi pe cineva că vorbește cu atâta pasiune, blockbuster-uri despre astfel de opere. Și mă întrebam, care dintre ele credeți, sau să zicem, mâine ar veni un producător și ar spune, să vedem care opera dumneavoastră avea cele mai mari șanse să devină un blockbuster. Îmi spune un coleg din regie și are dreptate și completez eu. De aia că nu avem bugete ca americanii? Da, asta în primul rând, sunt convins. Dar să facem un exercițiu de imaginație, să zicem că am avea foarte mulți bani. Și sunt curios cât de mult ați lăsat să se umble la opera dumneavoastră, pentru că știți că în film se transformă foarte mult ceea ce ați scris. Se pot tăia anumite chestii, se pot adăuga. Sunteți deschis? Bună seara! În primul rând, mulțumesc pentru întrebare și pentru aprecieri. Nu știu că știți, meseriile mele, eu n-am studii literare. Eu am făcut regie de film. Scenaristică și filmologie și regie de film în România și la Berlin. Și am făcut și produsul. Așa că știu destul de bine cum se mănâncă povestea asta. Am primit niște propuneri pentru ecranizarea Bibliei Crăzișa Testamentului de Abraham. Din păcate le-am refuzat pe toate. Asta ce a zis dumneavoastră e o contradicție în termen. Blockbuster mondial, cel puțin în România, nu se poate face. Pentru că nu sunt bani. Știm motivul. Problemă financiară și nu are cine să facă. Nu avem nici, cum să zic, oameni care să știe să filmeze soiul ăsta de filme, pentru că un regizor care face tipul care are succes în străinătate film românesc nu știe să facă asta. Sigur, sunt mulți care filmează în România filme, dar după cum știți, regizorul, directorul de imagine, nu? Cinematograful, cum se cheamă, care produce cel mai important, toate trupele de efecte și așa mai departe sunt de afară, nu sunt de aici. Da. Și încă o dată trebuie buget, sunt filme care cu un buget mic pur și simplu se strică, devin cu totul altceva. Sigur, sigur că da. În privința intervenției asupra scenariului, depinde ce deal faci. Poți face un deal în care n-ai voie să intervii deloc, și un deal în care ai drepturi, acum depinde cât de bine să negociezi asta, cât de mult îl modifică. O carte nu e un film, știm bine și ați zis foarte bine asta, regulile sunt altele și felul în care se, cum se zic, arta respectivă are nevoie de ritm e diferit și într-o parte și cealaltă, așa că nu, n-aș fi absurd să am pretenții să zic să-mi respecte cartea tocmai. Dacă felul în care se scrie scenariul funcționează mai degrabă cinematografic, nu mă deranjează deloc dacă nu are aceleași rezolvări cu cele care sunt în carte. Cred că mai avem vreo două minute din emisiune. Mă duc la Slatina, la Ada Șugubețu. Ada, ne auzi? Da. Uite, îți dăm voie să-i adresezi ultima întrebare lui Igor Bergler din seara asta. A, da, cei din urmă vor fi cei din tâi. Așa că spune-ne. Da. Cum v-ați descoperit această pasiune care a devenit o carieră? Am descoperit-o de mult. Eram mult mai mic decât tine. Eu, maica mea era profesoară de limba română și de, așa că doamnele erau profesoare de limba română și de limba rusă. Da, aveau așa. Special, și tu vorbești limba rusă? Eu vorbesc multe limbi, da. Dar vorbesc și limba, știu, de engleză, italiană, practic. Dar și limba rusă? Da, vorbesc și limba rusă. Ce frumos! Da, e o limbă superbă. O limbă absolut superbă.
cum sunt absolut orice limbă pe care știu eu limba frumoasă. Și ea m-a învățat, la început cred că m-a și forțat să citesc. Adică eu când am mers, am mai spus asta, când am mers în clasa întâi, aveam aproape 7 ani, pentru că nu împlinisem 6 ani, mai eram cu o săptămână până să împlinesc 6 ani, așa că m-au dat un an mai târziu, deci am mai stat un an la grădiniță. Eu când am mers în clasa întâi, eu citeam deja Jules Verne. Aha, așa că am avut, am furat avansul rău. Da, citesc de atunci, tot citesc. Mulțumesc frumos, Igor Bergler, pentru că ai acceptat invitația la Wonderfest și la Wonder Talks. Mulțumesc din suflet, doamnele profesoare, mulțumesc, Ada, mult succes la jurizare, pentru că în seara asta veți juriza. Vă mulțumesc, Claudiu Popa, Ovidiu Ușvat, îți mulțumesc din suflet, Ioana Mandache. Să aveți o seară minunată, stimați telespectatori, vă mulțumesc mult, mult că ne-ați urmărit și în seara asta și ați fost cu noi la Wonder Talks. Ne vedem mâine seară, tot la ora 19. Rămâneți în continuare cu Canal 33, să aveți o seară minunată!